În ultima etapă a sezonului 2016-2017 a Ligii a 4-a județului Timiș, ACS Dumbrăvița a aplicat o corecție zdravă în echipei vizitatoare, ASE Progresul 1906 Ceahova. Meciul s-a terminat 12-1, după ce la pauză elevii lui Florin Macavei au condus cu 4-0. Golurile alb-verzilor au fost marcate de Dejan Pecarov 2, Adrian Hodiș, Flavius Cioancă, Dumitru Negruț, Alin Paliacu 2, Todor Luca 2, Dinu Rebenciuc, Fabian Vătafu 2, respectiv Flavius Ion. ACS Dumbrăvița a terminat pe locul 6 cu 61 de puncte adunate.